Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Politică și Putere. Ne concentrăm atenția asupra unei personalități ce a marcat secolul 20. Este considerat cel mai important om politic britanic al acestui secol, având o carieră politică de o longevitate surprinzătoare câștigător al premiului Nobel pentru literatură în 1953, a rămas în istorie în primul rând prin activitatea depusă în slujba Angliei în perioada celui de-al doilea război mondial. Marele campion al unei mari aventuri și marele artizan al unei mari istorii, un personaj ce merită cunoscut, nu-i așa? Churchill a avut o copilărie nefericită și tristă fiind neglijat de părinți și singura lui consolare a fost afecțiunea pe care i-a purtat-o domnișoara Everest, doi ca sa credincioasă. La școala din Harrow, rezultatele lui slabe au justificat decizia tatălui de a-l înrola în armată. Abia la a treia încercare a reușit să treacă examenul de admitere la Colegiul Militar Regal din Sandhurst, astăzi Academie, însă, odată ajuns aici, și-a dat toată silința și a promovat al 20-lea dintr-o clasă de 130. La doar 25 de ani a fost ales deputat în Parlamentul Britanic, iar pe timpul primului război mondial a făcut parte din cabinetul de război din partea liberalilor. A revenit însă după 1925 în Partidul Conservator. În perioada interbelică a adoptat o linie dură împotriva comunismului, fiind adeptul intervenției militare împotriva statului sovietic. Devenit prim-ministru la vârsta de 65 de ani pe 10 mai 1940, într-un moment extrem de dificil al războiului pentru Marea Britanie, Churchill a condus un cabinet de război care i-a reunit pe conservatori, laburiști și liberali și a știut să mobilizeze toate resursele umane și materiale ale Imperiului, dar și ale aliaților, pentru a conduce țara la victoria finală împotriva nazismului în 1945. Pe timpul celui de-al doilea război mondial, Churchill a avut o relație specială cu președintele american F.D. Roosevelt, colaborând din rațiuni strategice cu partizanii comuniști ai lui Tito, cu mișcarea Franța Liberă a lui De Gaulle, cu Uniunea Sovietică a lui Stalin și a avut un rol important în conferințele aliate la nivel înalt de la Casa Blanca și Teheran, Ialta și parțial la Potsdam. După Revoluția din decembrie 1989, Românii au reproșat lui Churchill acordul procentajelor pe care acesta l-a stabilit cu Stalin la Moscova între 9 și 17 octombrie 1944, conform căruia România era cedată sferei de influență sovietice. O altă decizie controversată a lui Churchill a fost cea a bombardării nimicitoare adresate de în februarie 1945 de către aviația anglo-americană. Înfrânt în alegerile parlamentare britanice din iulie 1945 de la lui Clement Attlee, Churchill a revenit în fotolul de prim-ministru al Marii Britanii între 1951 și 1954, timp în care a decis retragerea trupelor britanice din Egipt în 1954. În 1953 a primit premiul Nobel pentru literatură. Pentru lucrarea sa memorialistică în șase volume al doilea război mondial. Personalitate puternică și caracter nonconformist, având un stil de viață și de lucru dificil, Churchill a suferit chiar și pe timpul războiului de anghină, dar mai ales de o psihoză maniaco depresivă Având adesea, potrivit mărturiilor din epocă, mari fluctuații ale dispoziției, de la depresii severe și dese, până la răbuvniri de energie și randament genial. Experiența sa de corespondent de război, câștigată în conflictele la care a participat în primii ani ai secolului al XX-lea, l-a ajutat foarte mult pe Churchill în prestațiile sale ulterioare de propagandist, deși el nu s-a considerat niciodată ca atare, fiind adeptul așa numitei propagande prin fapte. Astfel, Churchill a învățat încă din tinerețe că o știre proastă de pe front trebuie ținută de parte de opinia publică, cel puțin până apare una bună, care s-o contracareze pe rea. De altfel, Churchill a fost tot timpul rezervat și reticent față de întâlnirile directe cu jurnaliștii sau față de conferințele de presă, preferând fie articolele de presă sau spiciurile la radio concepute de el. Pe timpul războiului, Churchill a fost autorul unor gesturi și fraze memorabile care au avut efect puternic asupra moralului și combativității britanicilor, dar și a celorlalți luptători împotriva nazismului. Astfel, gestul său, simbolizând vedă la victorie, a devenit o marcă universală a optimismului și a încrederii în victoria finală. De asemenea, imaginea prelucrată grafic și multiplicată în afișe, cărți poștale, ilustrații de carte, reviste sau chiar ca bibelou a lui Churchill înfățișat ca un bulldog îmbrăcat în Union Jack, având casca pe cap, stând de pază pe insulele britanice, a devenit un fel de logo deosebit de stimulativ al moralului, tenacității și rezistenței britanicilor în fața amenințării naziste. Imediat după preluarea mandatelor de prim-ministru, pe data de 13 mai 1940, într-un discurs în Camera Comunelor, Churchill i-a fortificat psihic pe supușii maestății sale printr-un discurs cu retorică mai puțin demagogică și prin anunțul nu am nimic altceva de oferit decât sânge, durere, sudoare și lacrimi. Tot atunci el i-a mobilizat pe britanici prin hotărârea sa fermă de a lupta cu orice preț până la victoria finală. Ne vom bate pe mări și oceane, ne vom bate în aer cu o încredere și mijloace din ce în ce mai numeroase, ne vom apăra insula cu orice preț, ne vom bate pe terenurile de aterizare, în câmpuri și străzi, ne vom lupta pe coline, nu ne vom preda niciodată. La 20 august, în plină bătălie aeriană pentru apărarea Angliei, el a recunoscut niciodată în istoria conflictelor omenirii, atâția oameni nu au datorat atât de mult unui număr atât de mic de semenea lor, referindu-se astfel la piloții din Royal Air Force ce se luptau eroi cu cei din Luftwaffe. Spiciurile lui Churchill, transmise de BBC, au bătrat în timpul războiului nu doar pe englezi, dar și pe popoarele ocupate de naziști în Europa. După război, atunci când era doar liderul opoziției conservatoare, Churchill a pronunțat un alt discurs istoric, cel de la Fulton, Missouri, în Statele Unite, pe 5 martie 1946, în care, reafirmându-și atitudinea sa vehement anticomunistă, a prevenit întreaga lume de existența cortinei de fier aruncată de Uniunea Sovietică asupra Europei de Est și despre izbucnirea războiului rece. Deși nu a condus în mod nemijlocit propaganda britanică în cel de-al doilea război mondial, cabinetul lui Churchill a coordonat și orientat campaniile desfășurate de cele două instituții dedicate acestui scop, Ministerul Informațiilor și Executivul de Luptă Politică. Aceste instituții nu au mai repetat greșeala demonizărilor și promisiunilor exagerate, a minciunilor și deformărilor realității, ci au stabilit principiul adevărului, atât cât acesta putea fi dezvăluit publicului fără a afecta operațiunile militare sau relațiile politice aliate. Nu a fost exclusă cenzura știrilor de pe front, comentariile presei fiind însă libere, au fost recunoscute și înfrângerile, de exemplu căderea fortăreței Singapore în mâinile japonezilor, tot așa cum a fost practicată și așa numita propagandă neagră, nu numai prin manifeste și fluturași, dar mai ales prin postul secret de radio Zoldat în Zender. Chiar dacă pe timpul celui de-al doilea război mondial Churchill a suferit de ceea ce astăzi este diagnosticat drept tulburare bipolară, nu există nicio dovadă că boala a determinat cabinetul de război să ia decizii iraționale. S-ar putea spune că, din potrivă, i-a dat inspirația de a conduce țara care în 1940 s-a dovedit vitală. S-a spus despre Sir Winston Spencer Churchill că a fost un morman de contradicții, profesorul François Kersodi stabilind o listă a acestora care se întinde pe câteva pagini, neputând niciodată alege între meseria de soldat, politician și ziarist, le-a exercitat Toată viața pe toate trei, bâlbuit și peltic, dar devenit unul dintre cei mai mari oratori din istoria Parlamentului Britanic, produs pur al Angliei victoriene, era convins de misiunea civilizatoare a Imperiului Britanic, dar fanatismul îl deruta, rasismul îi era străin și antisemitismul îl speria l-a lingușit pe Mussolini în 1927, dar l-a pedepsit în 1937. L-a admirat și l-a susținut pe De Gaulle, dar a dorit să le elimine din punct de vedere politic de îndată ce a scăpat din zona sa de influență. Regalist înfocat și dușman declarat al comunismului, dar sprijinindu-l în Iugoslavia pe Tito împotriva regalistului Mihailovici. A crezut că îi poate influența pe Stalin și Roosevelt, dar s-a lăsat în mod frecvent manevrat când de unul, când de celălalt. Prin personalitatea sa excepțională, Churchill a fost un propagandist de excepție, stabilind noi dimensiuni și caracteristici ale acestei calități, în primul rând prin diferența netă pe care a făcut-o în acest domeniu față de rivalii săi, dictatorii Hitler, Mussolini sau Stalin, în special în privința moralității obiectivelor și folosirea în diverse forme a minciunii. A murit la vârsta de 90 de ani la Londra, fiind înmormântat la Blenheim. Mulți dintre contemporanii săi au considerat că, odată cu stingerea din viață a lui Winston Churchill, a apus și epoca de glorie a Imperiului Britanic. După moartea sa, pe 24 ianuarie 1965, Regina Elisabeta II i-a acordat onoarea unei înmormântări de stat fastoase la care s-au adunat cei mai mulți oameni politici din istorie. Churchill este considerat una dintre cele mai influente persoane din istoria Marii Britanii. Știați că Churchill a fost un pictor prolific, pictând aproape 600 de lucrări pe tot parcursul vieții sale? În 1899, Churchill a fost prizonier de război într-un lagăr corespondent în Africa de Sud în timpul războiului Boer. A fost eliberat pe 25 de lire. Churchill l-a eclipsat pe Hitler a fost numit de Time Magazine Omul Anului, nu o dată, ci de două ori, în 1940 și din nou, în 1949. Titlul este acordat bărbaților care au influențat în mod semnificativ cursul istoriei. Unul dintre cele mai așteptate obiecte scoase la licitație a fost jurnalul personal al lui Churchill, în care acesta și-a notat detalii din agenda de lucru cuprinsă în perioada septembrie 1939-iunie 1945. Punem punct acestei ediții. Ne revedem data viitoare. Și, cum spunea Winston Churchill, a fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare. Iar apoi să poți explica de ce nimic din toate astea nu s-au întâmplat. Pe curând.